Bună ziua și bine v-am găsit la un nou tutorial de pe acest canal. În acest tutorial o să vă arăt cum să vă faceți un sistem de stocare de 64 de iteme, adică pentru cele care se stachează în 64. O să aveți nevoie, o să vă fac și tutorial pentru 16 și pentru săbii și tot felul de chestii care nu se stachează. O să avem nevoie de un chest care să intre un hopper. Aici putem să punem un bloc, așa, facem deasupra blocului, putem să-l spargem, punem 1, 2, 3, acestea, și aici, jos, punem un bloc temporar și apoi punem unul jos și blocul temporar îl spargem. Apoi, aici punem unul temporar, apoi unul aici și unul jos. Și apoi îl spargem. Aici o să vină un repeater, aici în față un redstone, sus am uitat de redstone, trei bucăți de redstone, una, două, trei, și aici o să vină un comparator. În comparatorul ăsta o să fie acest hopper care dă în acela, și aici o să puteți spune hopperul ori în jos, ori înspre acela, nu contează, dar dacă aveți încă un chest, încă un butoi, să zicem aici sau ceva, puteți să-l puneți. Ok, acum ca să sorteze, trebuie să-i puneți ceva iteme redenumite. Eu o să vă arăt cum să faceți. O să luați un anvil, o să vi-l puneți pe undeva pe aici și o să luați nu știu, hai. Hai că fac așa. Un par jumate și jumate îl fac. O să-i dați voi un nume, eu îi zic sort. Ok, eu i-am zis sort. Da, pardon. Voi ziceți cum vreți. Acesta e sortul. Și faceți așa. Luați câteva bucăți din sort și umpleți 4 sloturi. Și primul o să fie cel pentru sortare. Bine, voi o să puteți veni pe sus cu un stream de apă, ori astea, ori ca să veniți cu el, puteți să faceți și altceva. Gen, o să trebuiască să faceți ceva de gen. Opa. Hai că o făcui. Așa, hopperul trebuie spre ăla. Așa. Sort, ok, 3. Și, uite, să zicem, sortăm redstone. 64 și lăsăm să se ducă în chest. Ok. Și cam asta e tot ce se pierde. Aici nu o să se pierde, fiindcă am pus hopperul acesta care ia tot, dar tot se blochează în el. Și o să rămână 41 aici și cu unul aici 42. Așa, și o să trebuiască să zicem, voi trebuie să le aduceți cumva. Ok. O să faceți, cred că, ceva de genul. O să fie niște hopere care vin așa. Și o să vină restul. Și el tot restul o să se facă aici, 22 de bucăți. Ce nu-i restul? Ce nu-i restul? O să se ducă mai departe. Nu sort, că dacă punem sort stricăm. Tot ce nu-i restul se duce aici, mai departe. Și partea bună la mecanismul ăsta e că o să puteți să-l folosiți unul lângă altul, dar partea nasoală e că nu puteți face ca să fie așa eficient. Ca să fie mai eficient, o să trebuiască să scadeți, dar atunci o să trebuiască să faceți ceva de gen un sistem aici,
la distanță de un bloc între ele. Că ele interferează unul cu altul și o să se strice. Uite, dacă vrei eficiență mai mare, poți să mai adaugi blocuri. Adaugi atâtea, ai, uite, mai adaugi, adaugi, mai adaugi, mai adaugi și până la urmă ajunge la un număr foarte mic. Poți să ajungi chiar la 1 și când o să vină numere 64, o să ai pierdere mai mică. Bine, în mod normal eu foloseam foi ca să fac chestia asta. Ok, hai că mai pun aici două și încă una. Și hai să mai facem o dată sistemul ca să fim siguri. Punem un hopper, hopper peste hopper. Deci un bloc aici, două, unul în jos, unul în spate, încă unul aici temporar, unul aici, temporarul spargem, un repeater aici, un redstone torch. Stai că am lăsat tot redstone-ul jos. De cât am redstone am scos acum? 49. 3 redstone. Un comparator. Un hopper care să dea în repeater. În acest repeater, iar faceți chestia aceea. Pam, pam. Și aici să zicem așa. Stai să vedem. Ok. Așa. Să punem un repeater, încă un repeater. Și acum avem așa, desortat, ce avem aici? Desortat, nu avem nimic, el o să se sorteze automat. O să punem redstone. Și hai să punem anvil-uri. Anvil-urile o să se ducă și o să ajungă aici și o să se sorteze, o să se pună 41. Și restul să-mi vină jos. Hai să facem repede până curg alea. Să facem și încă un sistem. Așa. Manciu. Mamă că mă enervează slăbările astea așa. Așa. Și punem acest repeater, redstone torch-ul, luăm redstone-ul de aici. Ok. Facem aceeași chestie, punem un comparator aici. Stai puțin așa. Bine, dacă știți că vreți să faceți eficient, să fie una lângă alta, lăsați așa cu 64, cum o să vă arăt. Aici assembly-uri 22, aici a fost restul 22, 21. A, nu, s-a pierdut două pe drum. Da, în mod normal asta trebuia să fie la mine. Dar poate o să fie acolo una sus, una jos, depinde. Așa că ăsta o să zicem să o să vină pe lângă anviluri, o să fie cumpărate repeatere. O să ajungă repeatere aici. Opa. Dar dacă e, vedeți deja repeatere acolo. Și să zicem, intră și niște comparatoare. Intră comparatoare. Și ajung comparatoarele aici. Eu, am uitat să facem sortul. Opa. Hai că am făcut-o. Deci punem din nou.
aceste ripitere comparatoare și rămân comparatoarele sus, nu mai cobor în jos. Aici au rămas 36. Așa, au coborât fiindcă au fost... Da. Uite, mă, normal reveneau pe aici. Ajung 64 fix. Și mai scoatem încă două. Și aici mai scoatem așa. Să fie 41. Și la un moment dat o să scadă la 41 și o să rămână la 41. Gata. Acum nu mai curge nimic. Și au ajuns 21, 22, cam așa, 21, 22. Data viitoare o să facem și pentru sistemul de lângă. Nu este foarte complicat nici la ăsta. V-am zis, puteți să faceți și așa, dacă respectați să fie sortul acesta, să puneți câte una din fiecare, un lucru care să nu fie stacabil, neapărat nestacabil. Altfel strica sistemul. Că dacă ar fi stacabil, ar fi trebuit să vă lungiți mai mult cu restul, nu? Ei? Adică să fac și eu aici mai multe? Deci acum hai să punem, am făcut sistemul, hai să punem fier, redstone, chesturi, opere, redstone torch. Și o să trebuiască să se sorteze. Uite aici, ai redstone dust. Redstone dust. Ok, redstone. Nu vă redstone dust. Aici sunt blocurile de iron. Vedeți că diferă de asta de sort. Anviluri. Chesturi. Repeatere. Comparatoare. Opere. Și asta. Rămân aici, fiindcă nu mai unde să se ducă. O să se sorteze. Dacă e și chiar vreți să se ducă undeva într-un chest, puteți să puneți ori aici, ori să faceți în jos să coboare. În capăt, ce nu este util, uite. Intră în chest. Ce n-a fost sortat. Și aici, bineînțeles, o să fie un input cu un chest, ceva. O să vedeți voi, puneți așa și se duc și se sortează. Dacă pune sortul, aveți grijă că o să intre cel mai probabil în primul și o să-l strice. Sau poate în al doilea. Poate are ghinion unul din ele și îl strica sistemul. Cel mai probabil o să fie în primul. Că, ia uitați-vă, dacă punem sortul, se va duce în primul, 100%. Și uitați, deja s-au pus aici. La celelalte n-a ajuns, fiindcă a găsit un loc unde să se bage și s-a băgat tot acolo. Vedeți că la slimurile de apă o să trebuiască să faceți ceva gen un cerc, să se întoarcă, să vină de mai multe ori pe hopere, că poate nu o să fie preluată de hopere. Cel mai bine o să fie sistemele care o să-l fac aici, sistemul de-l fac aici, pentru... Adică, cum am făcut aici, despărțit, așa trebuie făcut acolo, la ala. În loc de hoperele astea de sus, primul strat, să fie un slim de apă care să fie, să treacă de mai multe ori. Și o să vă vară și la 16 și la 1, adică nestacabile. Cam atât cu acest episod. Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!